Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate colege, stimați colegi deputați, declarația politică de astăzi am intitulat-o Industria grea din Tulcea, lipsită de energie și soluții. Industria grea din Tulcea este la un pas de colaps după ce influența certificatelor verzi și a taxei de cogenerare și-a pus amprenta serios pe costul final al megavatului, atât de important în producția de feroaleaje sau, după caz, alumina. Combinatul metalurgic Feral din Tulcea s-a închis încă de anul trecut și sunt șanse mici să fie repornită activitatea de producție în condițiile în care energia electrică reprezintă în jur de 40% din prețul finit al feroaliajelor. La singurul combinat de feroaliaje din țară, obiectiv economic altădată strategic, mai lucrează mai puțin de 100 de angajați, niciunul direct implicat în producție, ci doar în întreținerea reparații și servicii. După combinatul metalurgic Feral, este foarte posibil ca la Tulcea uzina de alumină să-și închidă porțile. Pe de altă parte, uzina Alum din Tulcea, integrată operațional în colosul industrial al Roslatina, ar putea fi închisă etapizat, începând cu prima parte a anului 2014, dacă influența certificatelor verzi și a taxei de cogenerare va fi păstrată la același nivel. Anunțul a fost făcut chiar de președintele sindicatului Alum, domnul Gheorghe Dragu, după ultima discuție cu proprietarul Vimetco, holdingul care deține pachetul majoritar la Alro și implicit la Alum Tulcea. La uzina Alum Tulcea, o parte dintre sindicaliști au ieșit în stradă pentru primele proteste împotriva certificatelor verzi. Sindicaliștii nu au cerut niciodată facilități la prețul energiei. Este o piață liberă care funcționează. Ceea ce au cerut a fost sprijin din partea statului pentru reducerea taxelor care poartă energia și care ajung să influențeze enorm costurile finale ale energiei. Barca de salvare pentru industria grea din Tulcea ar fi o schemă de ajutor pentru marii consumatori, una care nu doar că ar echilibra sistemul energetic, însă s-ar plia și pe o directivă europeană de care beneficiază industria energofagă din Uniunea Europeană. Practic, prin această schemă se vrea reducerea taxei pentru certificatele verzi și pentru cogenerare la jumătate în cazul marilor consumatori, fără să fie nominalizați, ci pur și simplu la un anumit consum să se practice această reducere. Din proiectul privind această schemă de ajutor, se reduc într-un final costurile totale ale energiei cu 10-15%, ceea ce nu e mult, dar nici puțin, fapt care ar oferi industriei grele din țară șansa de a deveni competitiv pe piață. Dacă la combinatul metalurgic Feral din Tulcea, din cei aproape 500 de angajați au mai rămas mai puțin de 100 în ultimul an, la uzina Alum din Tulcea lucrează în prezent circa 700 de angajați, al căror viitor loc de muncă depinde, la fel de mult ca la Feral, de prețul energiei. Sau mai bine zis, de prețul final al energiei cu costurile suplimentare presupuse de certificatele verzi, taxe de cogenerare, de taxe de emisii de carbon. Asistăm la certurile guvernului USL în timp ce industria grea din țară moare. Guvernul USL nu a luat nicio măsură până la acest moment pentru a evita prăbușirea definitivă a acestui sector economic. Pierderea ceea ce a mai rămas din industria producătoare va duce la adâncirea sărăciei în care se află România. De ce de la intrarea în vigoare a articolului 8 aliniat 8 din OUG 57/2013 cu modificările și completările ulterioare din legea pentru aprobarea OUG 57 din 2013, care prevedea în mod explicit posibilitatea ca industria energo-intensivă să fie exceptată de la plata unei părți din taxa pentru energie regenerabilă, guvernanții USL nu au făcut nimic, nu au pregătit niciun mecanism de exceptare și nu l-au supus aprobării Comisiei Europene. Reavoință, incompetență sau pur și simplu nepăsare. Managementul slab în plan național, pe ceea ce înseamnă subvenționarea energiei regenerabile, are acum efecte dezastroase pentru industrie și pentru oamenii care lucrează în acest sector. Dacă nu se vor implementa rapid măsuri substanțiale pentru rezolvarea situației din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, România riscă să suporte consecințe negative, atât în plan economic, dar mai ales în plan social. Vă mulțumesc. Vasile Gudu, deputat PDL de Tulcea.